Hei, what the fuck is up? Eu sunt Andreea și astăzi sunt aici cu Ilinca again. Sper că vă bucurați că o vedeți pe Ilinca într-un alt vlog. Astăzi Ilinca o să mă macheze. Ea nu știe ce sunt alea machiaje și cum se folosește așa. Deci astăzi o să-i explic. Ce știi cum se folosește? Acolo. Păi nu am din aia, că oricum am gene, nu faci nimic la ochi. Bine. Așa și să vedem ce o să iasă, așa că Ilinca îți prezint produsele. Ăsta este fondul de ten. Wow, știe ce îi. Deci ăsta e fondul de ten și nu știu dacă o să mai am ceva. Uite, deci ăsta pui pe față. Este un burete murdar. Îl întinzi cu mâna, ești curat pe mâini, să te spun pe mâini. Hai să te explic prima dată. Deci ăsta îl întinzi cu mâna puțin și după aia îl faci așa cu ăsta ca să se facă, să rămâne rezultatul bun. Și după aia să vedem ce mai avem pe aici. Uite, avem asta de sprâncene. Poți să-mi faci și sprâncenele. Le colorezi cu asta, vezi? Ah, by the way, ăsta este de la Plush Bio. Ăsta este de la Anastasia Beverly Hills. Și asta e o pensulă de la Elf. Ăsta e No Name. Mai am un eyeliner pe care nu o să-l folosească pentru că am genele și nu vreau să îmi strice ceva pe față. Mai am niște corectori, deci ăsta se folosește și cu pensula, îl pui așa. Dacă sunt zone în care, de exemplu, uite cum am aici un coș și nu se acoperă bine cu fond de ten, dai cu ăsta ca să se acopere mai bine, știi? Mai am încă un fond de ten aici pe care l-am de la Anastasia Beverly Hills, doar că ăla e fain, ăla zici că e ruj. Ăsta nu o să-l folosim pentru că îl folosim pe ăsta de la Plush Bio. No, bine, te spalzi pe mâini și ne hai vedem să-i dăm drumul. Cu ce te dau prima dată? Păi cum adică, cu fond de ten. Bine. Pe care îl întinzi cu mâna, aparent, pentru că am uitat să-mi iau alte chestii de la Cluj. Dar să-ți am spus despre pe mâini. Știi cum se folosește, nu? Fii atentă. Wow! Trebuie să-l pun aici. Pe pune-l. Aici. Nu! Pune aici. Acolo și după aia ei. Fii atentă. Stai, vino mai așa să te vadă pe cameră. Gen, îl pui aici, așa puțin. Ce negru e față de mine. Și acum iei și dai pe fața mea. O să dau prima dată pe aici. Eee, cum se simte? Cum? Se dau pe bube. Ce bube? Uite acolo o bubică. Dar vezi că nu se dă cu așa mult în același loc. Și trebuie să-l întinzi, ca lumea. Cumva, cred că ți-am rupt o bubă. În fine. Molly se joacă prin living room și face gălăgie. Cum se simte? Ți-am dat puțin în gură? Nu contează. Poate să am în gură. Vezi că ți-am dat puțin acolo? Nu contează. Și dacă ți intră în gură? Îl mănânc. Iu! Să spun și firele de păr. Prinde-le, că le spălăm după. Seara asta trebuie să fac baie pe păr. Și eu trebuie să fac baie. Vreau și eu creț părul. Poate ți se face și ție creț. Eu când eram mic aveam părul drept ca tine. Guys, cine nu a văzut astea pe contul meu de backup, gen efectiv, nu se vede, nu se focalizează. Le găsiți pe contul meu de backup. Andreea, te doresc cu backup. Acum fă-l cu asta. Dar nu-l tra... Nu! Puu, ce faci? Nu tragi așa. Faci așa, uite, vino mai aproape. Așa.
așa, nu, nu trage așa de nebună. De nebună. Pare că aici e prea mult. Unde te îndam fine. Acolo unde ți pare că e prea mult, fă de multe ori așa. Ține, uite așa. Asta. Așa, cu degetul așa și fă așa. Și apasă tare. Așa. Și apasă tare. Bine, las așa. Nu mai fac. O să pun burețelul la loc. Da. Deci gata, ai terminat? Cu fonul de tendal. Și arată bine? Da, nu contează dacă nu arată bine, că nu te fac ca să mergi. Păi cum să nu conteze? Că eu dau nota acum la ce ai făcut aici. Ești sigură că ăsta e finalul? Da. Bine. Hai să vedem și voi, să vedeți și voi pe cameră. Deci ăsta este finalul, nu pot să-mi dau seama exact. Mă, uitați-vă ce distorsionează. Nu am nasul atât de mare, dar te promit. Gen. După aia ce fac? Distorsionează foarte tare obiectivul ăsta. Nu știu ce notă să dau, o să merg la oglindă să mă uit puțin și după mă întorc și spun și vouă ce notă o să-i dau lui Dinca. O să-i dau undeva între nota 7 și 8, pentru că nu a întins destul de bine fondul de ten, încât în unele zone e foarte mult, gen cum o zici și aici. Și în unele zone e foarte puțin și nu e întins ca lumea. Deci o să-i dau undeva între 7 și 8 și o să-l mai întind eu puțin acum ca să arate cât de cât decent. A, și m-am trezit și cu fond de ten prin sprâncene. Da. Următorul step o să fie sprâncenele, cred. Sau concealerul, ce vrea ea, depinde. E, păi acum ai de ales între să faci sprâncenele și să mă dai, sau să mă dai cu concealer. Adică cu corector. Da. Sprâncene. Sprâncene, bine. Deci fii atentă. Cu partea... Partea aia trebuie să o bagi în ăsta. Ca să pui produs pe pensulă. Să nu pui foarte mult. Oh, să fie amuzant asta cu sprâncenele. O să fie ceva urât, probabil. Vai de capul meu, nici vreau să mă gândesc. Mai dăm. Nu văd ce se întâmplă, pentru că e pusă chestia aia din cameră de focus pe mine, pătrățelul la galben, și nu văd ce se întâmplă. Să nu dai pe unde nu-i păr. Bine. Pui numai unde-i păr. Că eu n-am sprâncenele ca tine, așa, subțiri și galbene. Ale mele sunt foarte închise. Simt deja că ai ieșit din contur și că arată ca naiba. Nu pot să văd, chiar nu pot să văd. Gen, mi-aș dori să văd cum arată. Am chestia aia galbenă fix pe față și genul fix pe sprâncene vine așa, pătratul. Ce? Molly. Cam greu în partea asta. Ce? De ce ai roșu acolo? Nu știu. Am greșit puțin. Păi poți să dai cu corector dacă ai dat pe piele. La sprâncena să-ți dau cu corectorul. Arată urât. Ufa. Așa, îmi tacete. Perfect. Pe cea nu iubirea, nu iubesc, corectorul. Bine, la corector să nu pui foarte mult, că e destul de consistent și se pune mult oricum. O să ții tu asta? Da. O să corectiez pe aici. Ce-am făcut? Ți-am zis să nu pui mult. Cum scap de chestia asta? Cu buretele ăla. Ca un salam. Băgă-te în gură? Nu. Hei! Vezi că arăți bine. Gata? Da, dar trebuie să te mai dau cu prostia aia. Cu ce? Și cred că arăți bine. Gata, arăți bine. Și astea o să le punem la loc. Mi-e frică să mă uit în oglindă. Mi-i check. Ce notă? Nota, hai. O să facem și un video cu squishy. Ce ai făcut la sprâncene? La sprâncena asta arată cât de cât ok. Eu nu știu, ai făcut o formă în care le-ai dat așa în sus.
Și ai făcut ceva fain aici. Spre ce vorbeam în oglindă, asta e sprânceana, adică ziceam că nu știu cum o dus-o, cum v-a în sus și dat o formă mai dubioasă, care arată într-un fel bine, într-un fel nu. Ok, deci cam acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Asta este machiajul minunat pe care mi l-a făcut Ilinca. Noi ne revedem în videoclipul următor și nu uitați să dați un like acestui videoclip dacă sunteți noi, abonați-vă la canalul meu și să ne dați follow pe Instagram Andrei Teodorescu și Ilinca cu 2 de A Teodorescu. Da, ne vedem mâine, vreau guys. Vreau inimii. Bye! Rulesc ceva și îmi iau somn, mă duc prea sus și nu cobor. Sunt on the way spre milion, am plecat de jos fără ajutor. Fără ajutor, sunt deasupra lor, mă urc în jet și zbor pe un nor. Văd un viitor, multicolor, pun lin în pahar, doar ca să dorm. Doar ca să dorm, vreau să fac ceva. Apelez, mă-ntorc și plec, viață de VIP. Ce comentez, nu mă înțelegi, nu mă lovesc de fraier, ce tot dau cu hate. Mă-ntind pe spate, banii vin la mine, și că nu-mi o ar cu fakerii ca tine.